Salutare prieteni, eu sunt Bodi și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Pentru episodul de astăzi, după cum prea bine vedeți, am ajuns în Master 1 sezonul ăsta, foarte greu am ajuns, m-am chinuit extrem de mult, mai ales la sfârșit când a trebuit să mai fac un singur match. Am încercat să filmez și un clip, dar nici nu știu dacă să pun clipul ăla sau nu. Da, chiar, lăsați-mi în secțiunea de comentarii dacă vreți să vedeți un clip în care chiar dau rage pe bune. Pentru că am dat de o grămadă de player maxați cu golem și pur și simplu nu puteam să câștig un singur match. Dar, na, evident, am ajuns în Master 1, asta înseamnă că am câștigat până la urmă acel match. Hai să deschidem și chestul de Master 1. O să luăm de aici Fire Spirite. De aici o să luăm, nici nu știu ce să iau de aici, că nu folosesc niciunul și celălalt. O să luăm Racket, pur și simplu random. Hai să luăm aici, ar fi bun și Flying Machine, dar este bun și Ice Golem pentru distragere în cazul în care voi face un deck în care trebuie să distrag trupe. Și avem și legendară, evident. Hai să vedem ce legendară, dacă o să avem Magic Archer, să-l facem la nivel 2. Nu o să avem Magic Archer, o să avem Nightwitch sau Inferno Dragon și cred că alegerea va fi Nightwitch. Așa, bun. Avem și pe aici un gold free, avem și un magical chest, avem și clan chestul. Hai să deschidem și ce chesturile astea, ce ne așteaptă pe noi aici. Evident că nu luăm legendare din clan chest. Hai să vedem din magical chest dacă o să luăm ceva bun. Nici de aici. Avem goblin gang acolo câțiva. Bun. Cu ce o să continuăm clipul? Clipul o să-l continuăm cu un deck pe care l-am mai văzut eu în meta, asta cu Sparky Giant. O să-l jucăm noi la Grand Challenge câteva meciuri. Hai să vedem noi ce putem face cu acest deck. Da, ziceam de clipul de Master 1. Sincer, când am filmat, nu am reușit să fac win, dar mi se pare că totuși am făcut un win sau nu mai amintesc exact. Dacă vreți, o să editez clipul și o să-l pun pe canal. E puțin cam like, nu aș vrea să ajungă pentru că am dat rage, dar dacă voi vreți, probabil o să-l pun și pe și acel clip pe canal. Până atunci aș vrea să ajung la Giant sau la Sparky pentru a putea face push. Ok, hai să vedem. Punem Giantul în spate. Să sperăm că nu are Racket. E singura carte pe care nu aș vrea să o întâlnesc de la adversar în momentul de față, Racket, pentru că mi-ar distruge Sparky-ul plus damage-ul pe turn pe care îl primesc. O să pun imediat hoardă care puțin cam nașpa pusă pentru că are și acea prințesă. Dar să sperăm că voi distrage suficient încât să nu e suficient. Sparky-ul nu o să dea pe turn, evident. Cel puțin să-mi distrugă Knight-ul, măcar atât. Și clar o să vină cu Goblin Barrel, dacă nu mă înșel. Hai să vedem. Goblin Barrel. Avem Goblin Barrel? Ar trebui să avem. Haide. Întârzie? Ok, atunci o să josc Sparky-ul. Uite la aici, eram sigur că o să vină. Bam! Nice. Avem aici Goblin Gang. Până acum mi-a dat foarte mult damage cu prințesa. Sparky în spate de tot. O să intrăm și în double elixir time. Până ce vom ajunge noi la jumătate. E bine că și-a folosit prințesa. Cu toate că ar putea face cycle din nou la prințesa. Hai să sară acel Ice Spirit în goblinașia pe care i-am pus eu. Hai să dăm acolo un fireball la prințesă. Dăm imediat un zap aici. Punem niște goblinași și o să pună Knight-ul să tancheze. Oh, nu o să pună Knight-ul. Ok, a dat logul. Hai să dăm și noi goblinașii. O să pună prințesă sau ce o să mai pună? A pus o grămadă de trupe. Aștept o prințesă mai mult ca sigur. Hai să punem hoardă. Lilieci. Dăm un zap. Puțin cam urât. Puțin cam urât. Și clar o să vină cu goblinii, mai mult ca sigur, cu barrel-ul. Eram 100%. Nice fireball.
Știi ce? Meciul ăsta, sincer, nici nu vreau să-l câștig. Vreau să fac cel puțin egalul, pentru că e foarte dificil să scot egalul. O să pună prințesa. N-a pus prințesa. Acum a pus prințesa. Pe care va trebui să o scot eu. Cât mai repede, dacă se poate. Bun. Bun. A, da, am luat bătaie. Nu mai am timp. Da, bun. Ok. Nu-i nimic, primul match lose. Hai să încercăm încă un match, să vedem. Deck-ul funcționează foarte bine, numai că nici nu mai m-am jucat eu de ceva timp cu el și ar trebui să-l mai exersez, dar am zis să filmez totuși. Anyway, ar trebui să funcționeze. Hai să dăm fireball acolo. Bun. Golem. M-ar trebui să ținem golemul pe locul Sparky. Ideea este că și pompat. Ar putea fi un deck foarte heavy cu golem, trimuschetire. E puțin riscant, dar cu siguranță o să punem giantul. Ok, avem goblinașii care a venit din Goblin Gang acolo pentru... Oh, deja mi-a cam dărâmat-o Sparky-ul. Doar cu un lining și un log? Am înțeles. Hai cu pompa. Hai, unde-i pompa? Unde-i pompa? Pune pompa, te rog frumos. Știu că asta vei face. Dar până vei face asta, voi pune Sparky-ul. Să vedem dacă avem elixir de giant, să-l punem în față. Cred că am avea... Da, hai că avem. Puțin cam la limită, dar... E ok, o să pun Electro Wizard? Ah, nu. De fapt, ba da, cred că o să pună Electro la un moment dat. Era clar că o să-l pună. I mean... Toată faza bună este că deja i-am cam dărâmat golemul și el mai are de lucrat la turnul nostru, încă nu ne-a luat turnul. Asta e bine. Hai să punem un spark în partea stângă. Mergem în stânga deja, cu toate că e posibil să ne ia turnul din dreapta. Mai mult ca sigur. Ok, a dat logul, ceea ce înseamnă că putem da Goblin Gang. Punem Sparky-ul pentru golem, care e posibil să ne ia turnul din dreapta, Daniel, ia. Dar nu-i nimic. Mergem în partea stângă cu un nou atac. Mergem în partea stângă cu un nou atac. Faza bună este că giantul nostru se duce direct pe turn. Dăm un fireball acolo. Și giantul nostru aproape reușește să ia turnul. Ceea ce trebuie să facem este doar să ne apărăm. Mai avem un Sparky pe main tower pe care abia acum l-am observat. Fireball-ul nostru dă 201, ok. Atunci o să punem un simplu giant. Ah, ok, avem de fireball. Putem da fireball-ul, dar giantul o să ia turnul, evident. Da... Cam atât și cu episodul ăsta, cred că o să, aici o să se încheie. Asta pentru că nu vreau să mai fac episoadele chiar atât de lungi și de plictisitoare. Avem un win. Avem și aici un request. Un quest, de fapt, făcut. Deci, da. Cam atât și cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like. Dacă încă nu te-ai abonat la canal, să te abonezi la canal. Eu am fost Body, iar până data viitoare ne vedem în arenă. Pa, pa!